Vă iubim și vă apreciem. Am spus-o aseară, o spun încă o dată pentru cei care n-ați auzit. Apreciez și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că v-a ținut exact așa cum sunteți. Pentru că nu v-ați pierdut originalitatea. Pentru că vă bucurați și cu ritmul și cu specificul țigănesc. Să nu vă fie rușine de asta. Sunteți diamantele lui Dumnezeu. Împărtășiți cu poporul evreu exact aceeași durere. O simt în cântece, o simt în ritm, o simt în glasul vostru, o văd în zâmbetul sincer. Știți, numai un om care a trecut prin suferință, un om respins, un om lovit, un om care a gustat din a fi pus mereu la colț, acel om știe să zâmbească sincer, pentru că se bucură cu toată inima când îi se spune ești un om valoros. De aceea vă iubesc pentru sinceritatea voastră. Mulțumiți lui Dumnezeu. Țiganii și cu evreii sunt frați. Și românii cu țiganii și cu evreii sunt frați. Cine dintre voi vrea să vină Domnul Iisus mai repede? Nu vă pripiți să răspundeți? Nu vă pripiți să răspundeți? Vreau să răspundă doar aceia care își doresc cu toată sinceritatea să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Hamashia Yeshua. Dar când vei răspunde la asta, vreau să fii sigur că tu ești gata să spui adio și business-ului tău și faptului că poate nu te-ai măritat și vrei să te măriți, sau nu te-ai însurat și vrei să te însori, și că nu te leagă nimic de acest pământ. Că ești gata când Domnul Iisus Hristos va spune, vreau să te iau pentru că vin să-mi iau biserica, tu să spui, Doamne, cu toată sinceritatea sufletului meu vreau să vin la tine. Cine dintre voi vrea să vină? Mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ascultați-mă ce vă spun, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și doar cel drept. În românește scrie cel neprihănit. Cel drept este termenul oficial, va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu-și mai găsește plăcere în el. Ultimele două versete din Evrei, capitolul 10. Încă puțină, foarte puțină vreme, este un text scris acum 2000 de ani. Cu alte cuvinte, acest încă puțină, foarte puțină vreme a devenit aproape acum vine Domnul. Și aș vrea să vă spun un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze. Biblia ne spune că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Nu pentru că sunt cataclismele sociologice care se întâmplă acum. Nu pentru că suntem aproape cu ambele picioare în al treilea război mondial. Nu pentru că va fi foamete, sunt cutremure și vor fi ciumi. Ci pentru că dragostea celor mai mulți se va răci. Probabil că va fi mai tăios acest cuvânt. Dar îmi doresc ca acolo unde Dumnezeu va opera în inima ta, în sufletul tău, când vei ajunge acasă, să iei o decizie, să rămâi un om vertical, gata să-L primească pe Dumnezeu. Voi credeți în Duhul Sfânt și în puterea Lui. Ascultați-mă acum atent ce vă spun. Aici, în această seară, este un suflet. Eu nu-l știu, dar este un suflet care știe că despre el vorbesc, care se zbate între decizii. Ascultă-mă ce-ți spun, suflet. S-ar putea să fie ultima ta seară pe acest pământ. Nu pleca de aici până când nu iei decizia corectă. Nu știu cine ești, dar te știe Dumnezeu.
Și am îndemnul ăsta să-ți spun, să asculți cu atenție. Și când vei ieși pe ușa aia, asigură-te că ești mântuit sau mântuită, pentru că s-ar putea să nu mai vezi ziua de mâine. Ascultă-mă cu atenție. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, este scris porunca Domnului Iisus. Acum, de ce ar trebui să vegheze un om? Înțelegem noi ce înseamnă asta, să veghem? Înțelegem noi cum să veghem, când să veghem și unde să veghem? De ce, cum, când și unde? Că noi tot timpul spunem să veghem, să veghem. Poate cineva să-și piardă timpul să vegheze ca să nu-și piardă o pereche ruptă de pantofi pe care a uitat-o în fața ușii? Dar, dacă ai uitat în fața ușii bisericii o geantă cu 100.000 de euro, poți să dormi liniștit? Sau, dacă în casa ta știi că ai o avere foarte mare și știi că sunt hoți care dau târcoale, așa e că îți iei toate metodele și sistemele de securitate, ți le pui la îndemână și te folosești de ele, ca nu cumva să vină hoțul să-ți spargă casa? Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sare care să dea hrană la vreme hotărât? Domnul Iisus va veni ca un hoț. Nu sună prea bine. Și noi de multe ori cântăm și zicem, Doamne, te așteptăm ca pe un hoț. E cineva care așteaptă vreun hoț să vină să-i spargă casa aici? Domnul Iisus va veni ca un hoț și este scris pentru aceia pe care îi va găsi nepregătiți. De unde știu asta? Pentru că Apostol Pavel vine și le transmite tesalonicenilor că ei nu sunt în întuneric pentru ca ziua aceea să-i prindă ca un hoț în noapte. Cu alte cuvinte, ei sunt niște oameni care nu pot fi prinși în offside de hoți pentru că fac ce? Veghează. Nota 10, soră, cum vă cheamă? Foarte atentă, nota 10. Nu vă sfiiți să răspundeți. Suntem aici în umilință, smerenie înaintea lui Dumnezeu. Să învățăm din cuvântul Său. Dacă simțiți nevoia să întrebați sau să spuneți ceva, spuneți-o, să învățăm toți unii de la alții. Încă puțină, foarte puțină vreme și lumea aceasta se va scufunda definitiv în întuneric și cei mai mulți dintre credincioși, care își spun credincioși, se vor complace în acest întuneric. De unde știu asta? Pentru că ne-a spune Domnul Iisus Hristos ca să învățăm să veghem. Cine vrea să învețe cu mine astă seară? Am să vă spun un lucru pe care îl veți auzi foarte rar, pentru că vine din cultura evreilor de odinioară, dintr-o practică care nu mai este în activitate astăzi. Se regăsește în Matei 25, care începe așa. Atunci când? Când va veni Domnul, este scris 10 versete mai sus. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, v-am promis aseară, că vă voi explica această pildă. De ce 10? Pentru că în cultura evreilor de altă dată nu puteai să ai o entitate, o organizație, o adunare sau o sinagogă până când acolo nu erau 10 strânși la oaltă. Și astăzi, în anumite locuri din lume,
Sunt oameni care așteaptă și nu începe programul pentru că nu a venit a 10-a persoană. Priviți că suntem noi aici. Suntem gata să plecăm acasă, sper. Împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu 10 fecioare. Este vorba despre biserică. De ce? Pentru că biserica este ca și trupul lui Hristos. Este numită trupul lui Hristos care este complet. Ceea ce înseamnă că ție și mie ne-au fost date toate prerogativele acestea la îndemână. Doar că mulți dintre noi le folosim într-un mod greșit. Aceste 10 fecioare și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. La un moment dat, cuvântul vine și se prezintă psalmistului, care îl preia de la Dumnezeu și ne spune tuturor, cuvântul tău, Doamne, este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ascultați-mă acum cu foarte mare atenție. Biblia este plină de simboluri. A fost scrisă pentru a înțelege niște evrei care au renunțat la ea și drept dovadă Dumnezeu v-a dat-o vouă. Și va trebui să o înțelegeți exact așa cum este scrisă. Ce înseamnă o candelă pentru picioare? Cum adică candela nu e să o țin în mână? Cum adică candelă pentru picioare? Mi-a plăcut cum ați cântat. Sunteți un om ales al lui Dumnezeu. Imaginați-vă că acum dumneavoastră sunteți Moșe, Moise, și că v-ați întâlnit cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită țintă în ochii dumneavoastră și vă spune: dă-ți încălțămințile din picioare jos, pentru că locul pe care stai e sfânt. Moșe era pe munte. Cine a fost pe munte știe că acolo nu-i prea curat. Nu era pe un covor persan pe care l-a murdărit cu sandalele lui. Dacă a văzut cineva cum arătau sandalele evreilor de altă dată, nu era ceva estetic. Orică purtai sandale, orică nu purtai, erai la fel de murdar pe tălpile tale. Acele erau purtate doar ca să nu zrănești piciorul. De aceea ei aveau nevoie și cultural ca la intrarea în casa unui om trebuiau să se spele pe picioare. Dar de ce i-a zis, dă-ți încălțămințile jos din picioare? Pentru că în cultura evreilor de altă dată, piciorul este fundația autorității unui bărbat. Evreii au o mentalitate vizuală. Ei vizualizează și exprimă prin analogii toate aceste concepte. Și au zis, dacă noi stăm pe tălpile noastre și tălpile noastre ne ținem în picioare, trebuie ca tălpile să fie un reprezentant, un simbol bun pentru fundația noastră. Fundația cui? A noastră. Și când punem pe a mea, a mea, eu, al meu, înseamnă că arăt către cine? Către mine. Și atunci devin ușor, ușor ispitit ca să fac ce? Să devin cum? Mândru. Evreii reprezentau prin sandalele lor un simbol al autorității. De aceea când se făcea o tranzacție, un contract între ei, să schimba pământul pentru o perioadă de timp, se dădea un sclav de la unul la altul. Se cumpăra sau se vindea. Mergeau în piața cetății, în fața tuturor, și acolo, în fața bulibașului, să zicem, ei făceau schimb de sandale. Avem vreun exemplu din asta în Biblie? Avem. Vă aduceți aminte? Când Boaz a cumpărat-o pe Rut. Foarte interesant. Când mă mai chemați pe la voi, vă povestesc că acolo e o taină mare. De ce? Îi spune unuia cu tare, nici nu-i dă numele. A venit cu tare, vă spun altă dată. Dar în fine, cuvântul lui Dumnezeu este așadar o candelă pentru ce? Pentru picioarele mele. Adică mă ajută să fac ce? Să nu mă mândresc.
Să nu iau înainte. Să știu cine-i stăpânul. Dar e și o lumină pe cărare. Nu mai e pentru picioare, e pentru cărare. Ia spuneți-mi. Dacă acea candelă e pentru picioare, adică pentru mine, lumina devine pentru cine? Pentru cărare. Când ieșiți afară să vă uitați la aceste becuri care sunt puse de la iluminatul public, ele sunt făcute ca să lumineze nu pentru ele însele, pentru noi. Deci tu și cu mine avem o candelă care ne ține centrați, privind la Dumnezeu, și lumina care emană din candelă, prin noi, este pentru cine? Pentru picioarele mele și pentru cei care se uită la mine. O că pe lumina pentru cărarea aceasta a mea, pe care merg. La un moment dat, Domnul Iisus inspiră, pentru că El era în control, într-o altă formă, dar inspiră pe proroci din Vechiul Testament și la un moment dat vine unul din înțelepți și spune: ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute dreptatea înaintea ta, cărarea pe care mergi să fie netedă, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și păzește-te de rău. Aceste fecioare, dacă ne întoarcem, și-au luat candelele. Câte sunt? Aici câte fecioare sunt? 10. Deci câte candele avem? 10. Care am zis că reprezintă ce? Plenitudinea, totalul, biserica în desăvârșirea ei. Cu alte cuvinte, e vorba de întreaga mentalitate a bisericii. Dar uitați ce se întâmplă. O dramă. 5 dintre aceste fecioare erau nechipzuite. Și 5 înțelepte. Ia spuneți-mi, căruia dintre voi vă place să vă luați o mireasă care să nu fie fecioară? Nu-i bine. Nu o să cade. Nu te simți bine, așa? Ce înseamnă fecioară? Puritate? Curăție? Și totuși 5 dintre ele erau nechipzuite. În biserica lui Dumnezeu s-a strecurat nechipzuința, este în românește. Termenul acesta, nechipzuit, sună cumva, și vă rog să mă corectați, voi vorbiți limba română mai corect decât o vorbesc eu, că-s plecat dus de aici de mult. Am zice că erau mai incapabile intelectual, mai nechipzuite, mai fără înțelepciune, așa. Așa e, ca așa înțelegem. Termenul folosit aici, însă, în limba originală, derivă dintr-un termen străvechi. Eu vi-l spun, dacă vreți, nu e important termenul, cât ceea ce reprezintă el. Se regăsește și în pilda casei zidite pe stâncă și pe nisip. Înțeleptul și neînțeleptul. Moros, mustirion, înseamnă în traducerea noastră un om ascuns și ret. Un om cu două fețe. Un om ipocrit. Un bărbat care vine și spune: te iubesc, dragă, zâmbindu-ți în față, deși vine de la amantă. Un partener de afaceri care vine și dă mâna cu tine, deși ți-a pus gând rău deja cu prietenul tău. Un om care vine și spune: Shalom, pace ție! Dar în sufletul lui are pușca pregătită și ți-a pus înainte capcana. Asta înseamnă mustirion, moros. 5 dintre ele erau înțelepte, 5 dintre ele erau contaminate, infiltrate
de mentalitatea cea rea. Dar vedeți că termenul le numește încă niște fecioare? Termenul le numește încă parte componentă din biserică? Cu alte cuvinte, ele sunt prezente aici. Și s-ar putea ca unul dintre voi astăzi, nu la întâmplare m-a trimis Duhul Sfânt aici, unul dintre voi să părăsească ginta mustirionilor și să vină între cei drepți. Faceți-mi un bine și mie și vouă și în timp ce eu vă vorbesc, rugați-vă. Pentru ca sufletul acesta să spună de ajuns. Eu vreau să-L urmez de acum pe Hristos. Amen. Interesant ce au făcut acestea. Fiți atenți. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Foarte interesant. Că aici terminologia și gramatica grecească identifică faptul că pe lângă aceste candele ele aveau niște sticluțe ca niște rezerve. De unde știu? Pentru că veți vedea că nu e vorba de un de lemnul din candele, că aveau și cele neînțelepte, dar să stingea, să cam termina. Deci e vorba de ceva de rezervă. Și atunci, fiindcă mirele zăbovea, s-a întâmplat o dramă. Citiți voi, vă rog, dați mai jos să citească poporul. Au ațipit câte dintre ele? Toate. Spuneți-mi, vă rog, înțelegeți acum de ce Domnul Iisus ne-a chemat la veghere? Pentru că toți suntem supuși riscului de a adormi, chiar și tu care ești plin de Duhul Sfânt. Există riscul, dacă nu ești atent, într-un moment de neveghere să țipești. Câți dintre voi pot să ridice mâna sus și să-mi spună, fiți atenți ce vă spun, frate, puteți să-mi spuneți exact momentul când dumneavoastră treceți din starea asta de veghe și ați ațipit? Puteți să-ți marcați așa pe hartă și să-mi spuneți, uite, la ora asta, secunda asta, eu am ațipit. Ați făcut-o vreodată? Puteți să identificați vreunul dintre voi. Dar de ce nu se poate? Creierul nostru funcționează ca un procesor de computer. Deși este carne, materie, nervii noștri transmit niște impulsuri electrice. Așa comunică ei. Electricitatea produce, cine dintre voi a studiat inginerie? Hai mâna sus că știu că sunteți deștepți, mi s-a spus că vin într-o biserică cu oameni pregătiți. Nu vă fie jenă. Ați auzit de electromagnetismul acesta care se întâmplă, câmpul electromagnetic în jurul, da? Ați auzit, frate? Creierul nostru emite niște unde electromagnetice. Alfa, beta, delta și teta. Când tu ațipești într-o fracțiune de secundă, e ca și când cineva apasă pe un comutator, creierul tău intră într-un alt registru de activitate, care te scoate din starea conștientă și ți s-a rupt filmul. Pac, s-a terminat, s-a stins lumina. Când îți dai seama că ai ațipit? Când te trezești, bineînțeles. Dacă te mai trezești. Dacă te mai trezești. Au ațipit toate și-au adormit. Au ațipit toate și-au adormit. Și atunci, la miezul nopții, s-a auzit o strigare. Iată mirele! Vine Domnul Iisus! Ieșiți-i în întâmpinare! A fost un șoc.
O undă de șoc care se va produce în lumea aceasta. O undă de șoc care se va produce pentru Biserica Domnului. Nu uitați, cei mai mulți se vor răci. Voi vă dați seama că există posibilitatea, să știți că sensul gramatical de acolo, când zice ce, dragostea celor mai mulți, nu se referă așa la 2, 3, 5, aproape că zici 99,9%. Adică un procent enorm de mare. E vreunul dintre voi care vrea să riște asta? Dar știi cum te asiguri că ești treaz? Veghind. Dar când veghezi? Când știi ce comoară ai în mână. Voi mai puneți valoare în dreptul Duhului Sfânt? Îl mai credeți pe Duhul Sfânt? Îl mai ascultați pe Duhul Sfânt? Și dacă vă cheamă la pocăință, mai veniți după Duhul Sfânt? Chiar cu riscul de a vă pierde averea? Chiar cu riscul de a vă pierde viața? Mai e puțin și vă merge acasă. Ascultați ce vă spun. Omenirea este în momentul acesta, se spune în fizică, la câteva secunde de miezul nopții al istoriei. Suntem în pragul unui război care va schimba pentru totdeauna, zic eu, istoria lumii sau o va distruge definitiv. Culmea, profețit în Biblie, e scris. Am înțeles că vrem să arătăm lumii că etnia țigănească chiar poate să schimbe lumea și că vom face o conferință. Cumva ceva îmi spune că se va face o conferință și strângem noi țiganii din toată Europa asta și o să arătăm ce înseamnă laudă și închinare, nu doar stând cu mâna așa, ci pur și simplu facem tot poporul să cânte de ne aude și Parisul. Putem să o facem, ce ziceți? Am știut eu că mă pot baza pe voi. Am știut eu și le-am zis. Să nu ziceți că s-au terminat războinicii Domnului. Așa a zis Ilie. Și au venit 7.000 de ostași care au răsturnat lumea. Voi sunteți aceia. Ascultați-mă ce vă spun. În cultura evrească de altădată, când o fată era dată să fie măritată, se punea în practică ceea ce noi numim hetuba. Ați auzit de hetuba evrească? Hai să vă povestesc că e frumoasă. Dar fiți atenți ce vă spun. Dumneavoastră a zis că vă trageți din evrei. Ia să vedem dacă e ceva asemănător pe aici. În vechime, o fată care era prezentată băiatului, trebuia cumpărată. Vă aduceți aminte de Avram. El s-a dus, trimis, Eliezer a trimis pe a fost trimis de Avram. Și zice, te duci și mi-aduci o nevastă pentru copilul meu. Du-te la Laban și de acolo iei o fată pentru el. Această fată, după ce era cumpărată, era lăsată în casa tatălui său și a mamei sale. Pentru o perioadă nespecificată, nu i se spunea când va veni mirele să o ia. Dar îi se spunea, ai fost logodită, el este mirele tău, dar vei sta în casă. Și era îmbrăcată din ziua aceea într-o haină albă, ca să-i arate puritatea. Și deasupra casei, acolo, deasupra ușii principale, se punea o mică lampă care ardea neîncetat. De ce? Pentru că dacă venea vreun fecior pe acolo să știe, nu mai am ce să fac, fata asta-i dată. Mirele în vremea asta se ducea la casa tatălui său și trebuia ca acolo să construiască o anexă. Ați văzut vreodată vreo casă de evrei? Acum nu se mai poartă hetuba, că ne-am modernizat și noi. Dar dacă vă veți duce la casele de evrei, o să vedeți că toate sunt fie neterminate, fie sunt anexate. Mereu zici că mă, ceva tot pus peste. Pentru că fiecare copil care se căsătorea trebuia să pună o casă peste și încă peste. Se făcea ca un turnuleț așa. Dacă oricând vreți să vedeți care e casa de evrei, oriunde în lumea asta, să vă uitați, unde s-a pus anexa sus. Dar de ce?
Pentru că în legea evreiască, conform Vechiului Testament, nu puteai să intri cu nevasta ta fecioară în casa tatălui pentru că se considera că i-ai spurcat patul. Că acolo a fost o relație intimă între un bărbat și o femeie, unde ar fi trebuit să fie între stăpânul casei, patriarhul și nevasta lui. De aceea trebuia să fie separat. După perioada aceasta în care el construia ceva acolo, venea și își lua mireasa, dar o lua într-un mod specific. De obicei se lăsa cam o distanță de vreo 2 km între ei. 1,5 km, 2 km. Se trimitea un antemergător și striga tare, vine mirele, vine mirele! Dar de ce? Pentru că procedura aceasta numită Hetuba prevedea că atunci când mirele ajungea, faceți-i loc și la sora, vă rog, acolo. Atunci când mirele ajungea în fața casei, toată casa trebuia să iese afară. Și mireasa, și tatăl miresii, și mama miresii, și frații sau surorile pe care le avea. Îmbrăcați de nuntă. Ei când auzeau că vine mirele, trebuia repede să se trezească din somn, să-și pună straiele de nuntă. Dar de ce? Pentru că își luau toată avuția lor și plecau să facă nunta la casa tatălui, mirelui. Ei plecau cu tot ce aveau, cu berbecii, cu oile, cu boi, cu căruțele și făceau nunta. Nunta consta în următorul lucru. Primul lucru, mirele își lua mireasa, o ducea în camera aceea zidită, se consuma căsnicia în mod intim, astfel încât el să iese afară și să certifice în fața tuturor și să spună, da, mireasa mea a fost fecioară. Toată adunarea aștepta. Ei stăteau afară și n-aveau voie să intre unde era nunta. Tot stăteau cu carabalăcurile lor, vinul era pregătit, petrecerea era pregătită, cântăreții erau pregătiți, dar toți așteptau. Când se dădea vestea, începea o petrecere de pomină care dura 7 zile. Ia ziceți-mi, ce am v-am spus acum se numește Hetuba evreiască, asta e, o găsiți, cine știe să cerceteze, găsiți descrieri în cărțile care studiază, cărțile rabinice. Vă sună ceva cunoscut în povestioara asta? Știți, Domnul Iisus n-a vorbit în vânt, așa că n-avea ce să spună, ce exemple să dea. El s-a folosit de niște exemple practice din cultura evrească ca să ne spună exact cum va fi venirea Domnului. Și a cumpărat Domnul Iisus Hristos mireasa lui? Ne scrie Apostolul Pavel, cu însuși sângele său a plătit pentru toate păcatele noastre. Unde este Domnul Iisus Hristos după ce a cumpărat? A plecat în casa tatălui său pentru ce? Ca să ne pregătească un loc. Și ne-a promis că va veni să ne ia. Că nu o să fim o mireasă părăsită. Că nu o să fim o mireasă ignorată. Că va veni cu alai să ne ia acasă. El a spus, acolo unde sunt eu vreau să fiți și voi împreună cu mine. Și își va lua mireasa și o va duce în casa tatălui și spune cuvântul că îi va da mari bogății. Că o va prezenta tatălui și va începe o petrecere, culmea, de 7 ani. Când noi vom fi la nuntă, prieteni, pe pământ va fi urgie. Timp de 7 ani aici va fi anticristul. Înțelegeți voi cât de frumos este desenat planul lui Dumnezeu și pictat în fața noastră? Tare mie că cei care zic că biserica trece prin necaz n-au înțeles că aveau detaliile chiar în fața lor. Dar nu vor să le citească. De ce v-am spus această poveste? Pentru că există un risc. Unii dintre noi nu sunt mireasă curată. Unii dintre noi stau cu un picior pe punte și cu unul luntri. Unii dintre noi nu mai veghează. Unii dintre noi au uitat că trebuie să fim mireasă, adică să așteptăm în curăție. Nu mai au candelă pentru picioare. Și-au luat nasul la purtare, cum zicem noi. Merge și așa. Las că Domnul e bun. Oh, harul e mare. Fiți atenți, Dumnezeu este bun, dar este drept.
Vă știți ce înseamnă dreptate înaintea lui Dumnezeu? Nu înseamnă, nu-i dreptatea românească. Ați mai pomenit așa dreptate? Zice, las că rezolvăm cumva. Cum adică? Vino să ne întâlnim separat. Ați auzit de șpagă? N-ați auzit? Eu cred că am fost în altă țară, frate Lazar, când au vorbit de șpagă. Iertați-mă, dar am avut impresia că eram aici prin România, dar posibil să mă fi înșelat eu. Unii oameni în anumite țări dau șpagă. Să nu faceți așa niciodată. Ascultați-mă ce vă spun. E o minciună înaintea lui Dumnezeu. Să nu luați urma popoarelor care fac asta. În cer nu se intră așa. Dreptate știți ce înseamnă? Da e da și nu e nu. Alb e alb și negru e negru. Nu există zone gri. Ori ești fecioară, ori s-a dus. Și la probă te vei da pe față. Dacă mirele ieșa și spunea, ce mi-ați dat aici, asta nu-i fecioară? Știți care era pedeapsa? Știți de ce aștepta oamenii aia fără să petreacă la nuntă? Mireasa era scoasă împreună cu familia ei, cu oile, cu boi, cu frații și surorile și erau omorâți cu pietre. Și cineva mergea înapoi și dădea foc și ardea casa lor, ca să se șteargă din Israel numele lor. Vedeți, paralela asta ne spune ce se va întâmpla în biserică. Mulți vor ajunge așa. Că nu orice cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Chiar și făcând minuni, chiar și prorocind, chiar și vorbind în limbi. Ci doar aceia care fac voia Tatălui meu. Știe cineva care e voia Tatălui? Că dacă nu știm, s-ar putea să dăm pe lângă. Care e voia Tatălui? Este cel mai simplu răspuns și vă dau nota 10 plus pentru asta. Dar ce înseamnă sfințire? Fiți atenți, Dumnezeu Tatăl ne-a zis practic ce înseamnă să fim în voia Lui. El s-a arătat în câteva ocazii și mereu a spus, acesta este Fiul meu prea iubit. De El să ascultați. Care e voia Tatălui? Știți că asta înseamnă să ne sfințim, pentru că atunci când asculți de Domnul Iisus Hristos, pui în registrul tot ce te-a învățat Domnul Iisus. Să nu minți, să nu furi, să fii o lumină. Să ne purtăm sarcinile unii altora. Apostolul Pavel le spune că dacă facem asta vom împlini legea lui Hristos. Nu doar voia, ci și legea lui. Știți ce înseamnă să ne purtăm sarcinile? Când fratele e necaz, să-i dai tot ce ai. Ne mai iubim noi așa? O întrebare. Răspundeți-vă voi. Sau ne-am emancipat? Dar ce, el nu muncește? Dar de ce să-i dau eu? El nu muncește? Ascultați ce vă spun. Știți care e riscul? Că unii vor contraface credința. Zice cuvântul așa. Fecioarele acelea s-au sculat repede și și-au pregătit candelele. Toate. Dar cele nechipzuite le-au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru că au început să ni se stingă candelele. Și atunci cele înțelepte le-au răspuns, păi nu vă putem da, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Nu mai bine vă duceți voi la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă? Ia fiți atenți aici. E o taină mare. Semantica în limba grecească în care a fost scris acest text prezintă faptul că li se spune așa, duceți-vă la ăștia pe care îi cunoașteți și care vă înțelegeți pe limba lor, cum s-ar zice, cumpărați-vă de acolo. Cele înțelepte de ce nu s-au dus și ele acolo la ei? Pentru că aveau rezerve. Aveau cuvântul lui Dumnezeu și încă pe deasupra. Oameni, părtășie, studiu biblic, veneau pe la biserică, mai adresau câte o întrebare. Acestea s-au dus, neînțeleptele. Și pe când se duceau ele să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata, subliniați textul ăsta, gata, cuvântul ăsta, au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa.
Cine a încuiat ușa asta? Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Noe, când și-au dat seama toți ce au ratat, s-au dus, dar ușa era închisă pe din afară. Obloanele erau trase de Dumnezeu, astfel încât și dacă îmi va fi mie milă de voi sau voi, vouă de mine, să ne păzească Dumnezeu, nu mai putem face nimic. La urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, deschide-ne. Fiți atenți, ele știau cine a încuiat ușa. Doamne, deschide-ne. Dar el le-a răspuns, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Această expresie, vă cunosc, nu alterează la puterea lui Dumnezeu de a cunoaște. Termenul de aici, nu vă recunosc. Adică, n-aveți niciun drept să fiți aici. Voi v-ați prefăcut tot timpul. Eu știu cine ați fost. Interesant, unde erau vânzătorii de un de lemn? Nu erau cu Domnul Iisus? Că înseamnă că ăștia ajungeau direct în cer. Ele s-au dus și au cumpărat un de lemn și au venit țanțoși, dar ușa era închisă. Deci înseamnă că vânzătorii de un de lemn n-au treabă cu Dumnezeu. De ce vă spun asta? Pentru că trăim o vreme când s-au infiltrat în biserică, nu unul, ci multe duhuri necurate, care s-au camuflat în sfințenia lui Dumnezeu. Ați auzit termenul, în vremurile din urmă, el se va preface ca un înger de lumină până acolo încât va coborî foc din cer. Ați auzit expresia asta? Și sunt mulți astăzi care cheamă focul peste ei. În cultura ebraică, voi faceți ce vreți, eu vă spun, am venit să vă spun adevărul și apoi faceți ce vreți cu el. În cultura ebraică, foc înseamnă judecată extremă. Ce înseamnă să cobor foc din cer? Vă aduceți aminte cine a aprins prima dată focul pe altarul lui Moise? Dumnezeu. Pune jertfele și eu voi arde. Și din momentul acela, Dumnezeu a dat poruncă să nu se stingă acest foc, pentru că nu e foc pus de mână omenească, ci este focul sfânt venit din ceruri. Dar s-a întâmplat nenorocirea. Și doi băieți Andrii, ne zice Biblia, că dintr-o dată s-au învățat cu binele. Au văzut ce înseamnă și domnițele de pe lângă curtea templului, și ce înseamnă jertfele, au păcătuit și focul s-a stins. Ca să nu-i vadă taxul, știți ce au făcut? Dă repede foc. Până la urmă ce-o fi? Focul-i foc. În momentul acela, Dumnezeu i-a trăsnit. Au murit arși. De ce? Nimeni nu poate să pună focul sfânt al lui Dumnezeu cu excepția lui Dumnezeu. Cine a aprins jertfa lui Ilie? Cine a aprins jertfa lui Gideon? Îngerul Domnului. Nu știm cine a fost acel înger. Da. Știm că n-a fost el acolo cu bricheta sau cu scăpărător. Biblia ne spune că va veni în vremurile din urmă unul care va imita perfect sfințenia lui Dumnezeu. Cum? Va coborî foc din cer. Pentru evrei, lucrul acesta denotă sfințenia absolută. Dacă evreii vor vedea că vine foc din cer, al vor crede. De aceea, în linia rabinilor mesianici, noi știm că este unul din semnele prin care Anticrist va demonstra lor și îi va minți că El este Dumnezeu ca să poată fi introdus în Sfânta Sfintelor, în Kadesh Kadashim. Cum? Va coborî foc din cer. Pentru rabinii evrei este semnul suprem că Dumnezeu a binecuvântat culmea, că acolo va fi simularea satanei. Va ajunge la această perfecționare a imitării. Înțelegeți voi de ce trebuie să veghem? S-au infiltrat duhuri. Și textul închide. Vegheați, dar... pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
Prieteni, doamnelor și domnilor, frați și surori, români, evrei, țigani, suntem una în Hristos. Și ne cheamă la viață, nu la moarte. Lumea în care suntem se umple de întuneric. Lumea în care suntem are nevoie de lumină manifestată prin tine. Lumea în care suntem are nevoie ca tu să fii acea candelă și lumină prin care Dumnezeu să arate că există speranță în întuneric. Nu poți însă să o faci cu o candelă stinsă. Și unde lemnul din acea candelă nu-l poți imita, ci trebuie adus prin și de Dumnezeu, prin și de Duhul Sfânt. Dacă m-ai ascultat cu atenție, tu suflete care ești aici, să nu ieși pe ușa aceea până nu te întorci la Dumnezeu. S-ar putea să nu mai vezi ziua de mâine. Eu nu știu, dar o știe El. De aceea spun, nu fi ignorant, nu fi ignorantă. Vine Domnul! Că ne place, că nu ne place, că vrem, că nu vrem, că mai avem business-uri neterminate pe aici. Vine Domnul! Fii înțelept, fii dintre fecioarele care vor spune, Doamne, deschide ochii ca să văd lucrările minunate ale legii tale în inima mea, în jurul meu. Ajută-mă să ies din starea de mocirlă. Cât un centimetru, cât un centimetru să urci spre cer. Puneți tot caracterul, tot efortul, toată mintea, voința și motivația în joc. E vremea în care trebuie să te lupți cu tine să ieși din această stare de complacere. E vremea în care să spui lumii, și eu sunt copil de Dumnezeu și pot totul în Hristos care mă întărește. Dă-ți toate silințele și apoi roagă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să vezi, să vezi cărarea pe care trebuie să mergi. Să nu te abați de la ea nici la stânga, nici la dreapta. Frați și surori, prieteni, va fi din ce în ce mai greu. În vremea finală, toți vom bâșbui. Și nu ne avem decât unii pe alții și pe Dumnezeu. De aceea, ajutați-vă unii pe alții. Și când unul se va împiedica, să fim umăr la umăr să-l sprijinim. Pentru asta însă, trebuie să fie date afară dintre noi stereotipurile mizerabile. Tu ești jidan, tu ești țigan. Sunteți diamantele lui Dumnezeu, de o mireasmă aleasă. Și dacă ceilalți vă vor jigni, vă vor lovi, vă vor pune la pământ, să știți că o fac pentru că aveți o valoare mare. Să nu vă descurajați. Veniți la casa Domnului. Petreceți cât mai mult timp aici. Pentru că afară au început să zornăie demonii. Veniți la casa Domnului. Stați împreună. Bucurați-vă de părtășie. Și dacă Dumnezeu va îngădui, când veți veni sus, așteptați-ne să mergem împreună. Vreau să vă prezint stăpânului meu, împăratului meu și înaintașilor mei, să le arăt că am găsit în România o armată de sfinți și de sfinte care strălucesc. Frați țigani, aveți valoare mare, o frumusețe deosebită și sinceritatea lacrimilor și zâmbetelor voastre mă motivează. Acum când multe mâini lovesc în trupul meu, în sufletul meu,
mă motivează să merg mai departe. Vă mulțumesc. Plec de aici cu imaginea voastră întipărită în minte. Voi sunteți fundația mea acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru încurajarea voastră. Băieți, înviorați adunarea. Să cântăm ca și cum vine Domnul. Să cântăm ca să ne audă. Să cântăm ca atunci când va veni să fim gata și oricine și oriunde să știe că de aici vor pleca cete de sfinți. Să nu plecăm pe ascuns, ci lumea să știe că sfinții pleacă spre casa lor. Să-i facem să le pară rău că n-au venit cu noi. Așa că haideți să ne ridicăm și să luminăm cât ne țin pe noi puterile. Sunteți iubiți și iubibili.